Bine te-am regăsit la o nouă activitate. Astăzi vom discuta despre exprimarea ordinii prin numărare, despre numeralul ordinal. Aș vrea să-ți imaginezi că urmărești un concurs inedit dat între jucării. Notează ordinea sosirii participanților la linia de final. Cu puțină atenție, vei observa că melcul va ajunge primul. Al doilea va fi avionul, a treia va fi mașina și, cel mai probabil, bicicleta va fi ultima. Cuvintele primul, al doilea, a treia, ultima arată ordinea prin numărare. Ele se numesc numerale ordinale. Numeralul ordinal are două forme. Are forme simple, alcătuite dintr-un termen, primul, prima, întâiul, întâia, sau compuse, alcătuite din mai mulți termeni. Avem, spre exemplu, aici al zecelea și a zecea. Sublinează forma corectă a numeralelor din enunțurile următoare. Îți las câteva momente pentru lectură. Cu siguranță ai selectat corect 1 decembrie, a 12-a, a, a 50-a pâine, al 10-lea tren, întâi copii și al 18-lea copil. E important să reții faptul că numeralul ordinal se poate exprima și prin cifre romane. El are forme distincte în funcție de gen feminin și masculin. Privește cu atenție tabelul. În partea dreaptă vei avea valori diferite, iar în partea stângă vei avea câte un simbol caracteristic pentru fiecare valoare. E important să știi că scrierea cifrelor romane se face de la stânga la dreapta. Dacă un simbol mic se află în fața unui simbol mare, atunci cel mic se scade din cel mare. În acest caz, în fața unui simbol mare se poate afla doar un singur simbol cu valoare mai mică. Cel mai simplu mod de a scrie cifre romane poate fi prin divizarea numărului în mii, sute, zeci și unități. Exercițiul următor îți propune să identifici în textul de mai jos un numeral ordinal de genul masculin și unul de gen feminin. Îți las câteva momente pentru lectură. Cu siguranță acest exercițiu nu ți-a pus probleme, și a identificat primul ca fiind la genul masculin, iar primele pentru feminin. Construiește acum enunțuri utilizând numeralele următoare. A 12 -a, al doilea, al treilea și a doua. Vei primi din partea mea câteva sugestii de rezolvare. Sora mea este în clasa 12-a. El a primit premiul al doilea, al treilea este fratele meu, aceasta este a doua mașină. Cu siguranță și tu ai construit exemple minunate. Felicitări, ai ajuns la final. Acum, numeralul nu îți va mai pune probleme. Te-ai descurcat minunat!